Mare inițiativă mare a la Cristian Țopescu, senatorul care și-ar dori să scoată toți burtoșii la cross ca să le scadă colesterolul și să se miște puțin mai atent în Parlament. Că prea au anchilozat în fotolile alea confortabile unde trag la aghioase mamă, mamă! Vor alerga 2 km și poate că vom înregistra și un nou record de timp al burtoșilor care alergă crossul acesta. Aha, ne-am prins, băi nene Țopescule, deci eu cred că vrei să-i alergi, să le crape inima și să scăpăm de nulități. Cred că sunt exemplu cel mai concludent care ar trebui să particip la așa ceva. Unul gabaritul, care se constată, și al doilea profesie, sunt medic. Zis și făcut. A doua zi s-au apucat de alergat. Unii au tras chiulul, mai ceva ca în Parlament, adică au alergat doar 100 de metri și în sens invers, după care au revendicat medaliile. Domnul Țopescu, dar mulți sedentari leneși sunt în Parlament, domnule. Ce scrie? Start, finish. Dar trebuia să ocoliți Palatul Parlamentului. Nu erau indicatoare. Noi am luat startul de acolo, am văzut finish aici, burta jos, noi am trecut primii linia de sosire. Mă voi supăra pe domnul Cristian Țopescu dacă acordă locul 1 și 2 al concurent. Iată, doamnelor și domnilor, participăm astăzi la crossul parlamentarilor. Alergăm astăzi pe lângă domnul senator. Îmbuibescu și Păguțel sunt, doamnă. Ce v-a determinat să participați la cross? Doamna, alerg doar pentru sănătatea și bunăstare. Aha, da, observ, într-adevăr, alergați doar pentru dumneavoastră. Interesant, foarte interesant. Doamnelor și domnilor, iată, domnul senator se îndreaptă către linia de sosire. Va reuși el oare să ajungă la finish? Păi, dar ce se întâmplă aici? Cine sunteți? Cine sunteți, oameni buni? De la DNA suntem, doamnă. Și uite, tocmai a câștigat acest infractor medalia. Infractor? Oameni buni, stăm de vorbă cu un reprezentant de seamă al clerului, Popa Ahmed. Popa Ahmed? Sunteți musulman? Numai în timpul liber, la serviciu nu, să știți. Păi dacă s-a dus baba Beni la arabe, nu vine Muhammad în Roma? Și de ce v-ați făcut popă? M-am făcut popă pentru că este foarte rentabil. Am văzut la voi la sate și le mai scumpe case. Mama mea, Allah palat! Nejustificate de salarii care le au bobii, părinții înainte. Înainte aveam firma mea de import-export de bunibame. Bum, 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 bunibame. Mie mi se pare ușor ciudat să nu, fiți. Nu. Da, am un coleg de slujbă și mai ciudat. Mai e șofer, mă. Bună ziua! Sunt părintele Minciuciu. Înainte aveam un stand în Angro, la Europa. Acum este mai profitabil să fii popă. Bine, mulțumim. Mulțumesc. La revedere. Mulțumesc. Tu? Domnul... Sună ciudat. Părinte Ahmed. Ahmed. Da, ce prețuri practicați dumneavoastră acolo? Simplu, măi, deci atenție. Spovedania 1 milion, că este cel mai scump, fiindcă nu înțeleg nimic. Apoi, atenție, măi. Îmbrătășanii cu produse de la firma mea. Deci avem la mormântări coliva de 200.000 de kilo. Avem vin de palmier pentru îmbrătășanii 80.000 litru și pâine de lipie libaneză 10.000. Pentru contribuții benevole avem cutia spăgii Ahmed. Da, s-a întors lumea cu fundul în sus, oameni buni. Dacă popii iau șpagă, nu vreau să mă gândesc ce-o fi cu îngerii pentru un loc mai bun pe norișor, în rai. Îngerașii noștri, vă rog frumos, dansați. Asta, băi, frumos că de n-aveți, vreau să gumbăr la ele. Fugiți unde vedeți cu ochii, oameni buni, pentru că dacă n-ați emigrat, priviți aici unul dintre motivele pentru care ar trebui să faceți chestia asta urgent. După emisiunea în care o gică minciunică a căutat-o în dragi pe Elodia, rupându-și pantofii ăia noi într-un hârleț, Dan Senzaționescu cu colegii acum roadele. Se laudă cu audiențe record. La 24 și 32 de minute, vedeți 2,6, la TV 0,6 și la Antena 1 1,4, celelalte posturi aveau cu sub 0 toate celelalte. Vedeți, de asemenea, după 1 noapte, iată ce s-a întâmplat, dacă puteți să crede, la 1 și 3 minute, iată 2% și 17% dintre telespectatorii treci la acea oră, unul din 5 priveau același program, la ProTV 0,4, la Antena 1 0,8 în același moment. Vai, domnul Dan, dar ce audiențe mare aveți! Soarele meu! Dar ce lume duse în țara asta, domnul Dan! Revenind în emisiune, iată acum pe doamna Ildico, cea plină de fulare peste ochi, care vrea să ne convingă pe noi că poate face un record mondial de ghiceală. Fum.
Endoscopie. Bravo, bravo, endoscopie, da. A trecut cu bine doamna Ildico primul test. Și de ghicit ar mai ghici, dar în mijlocul experimentului doamna Ildico s-a sufocat. Mama ei de audiență, că a ratat-o și de data asta. Senzațional. Da, bravo, bravo, bravo. Mulțumim mult de tot. A trecut cele trei probe, cele trei teste, doamna Ildico. Și acum, după cât timp vă scoateți alea din... Mai e o problemă cu recorporalizarea, nu? Pot să... Da, dar să vă scoateți să firul puțin, da? Ca să ajungeți la dintre. Să vă ajute doamna Marinela. Doamna Ildico, să știți că a avut niște probleme cu recorporalizarea, deci întâi sufletul ei a ieșit din cor. Simpatica doamnă Ildico, zisă și călărețul, pardon, clar văzătorul fără cap, dar tot nu credem că nu vede, așa că noi propunem altceva, altă împachetare. Atenție, știu eu. Da. Deci prima dată să-și lipească pleoapele cu prenadez. Pe urmă să-și pună o mască de sudură pe fățău, totul agățat sau băgat într-un seif închis, învelit cu bandă izolatoare, într-un mare balon cu heliu, zidit cu cărămizi, izolat cu polistiren și învelit în fulare. Și dacă o mănâncă cumva nasul în timpul ăsta, putem ajunge rapid acolo cu un picamăr sau cu explozibil plastic. Da. Cel mai simplu, cel mai simplu ar fi să o descăpățânăm. Da, asta, da. Să-i ducem puținul creier la muzeul Antipa, ăla care e acum în refacere. Da, din păcate nu e singurul exponat, da? Așa s-a umplut țara de clar văzători care nu știu numerele la loto. Priviți! Tot la Senzaționescu în emisiune ne-au fost oferite cele mai grotești scene din câte există. Doamna din imagine se laudă că poate sta de vorbă cu persoanele aflate în altă parte. Ele pot fi cazate și la mama lui Aghiuță, dacă vreți, nu contează. Se poate lua legătura cu ele. Shambala! Pentru început, un interviu incendiar în exclusivitate senzațional în direct registrat și în Tomberon cu Ileana și Nicu Ceaușescu. Cei care au plecat de cam multișor de pe aceste meleaguri, dar ce că se țin bine, auzi? Îi văd plecând cu acel elicopter despre care l-a văzut toată lumea la televizor. Da, că asta vreau să întreb, cum a plecat, adică dar cum a ajuns? Nici, într-un caz, nu a fost... N-a umblat prin țară de besmetic. Văd cuvântul Târgoviște, nu știu ce există acolo. O ascunzătoare de-a lor, un bunker, ceva de genul ăsta, unde au stat și de unde s-au negociat lucruri foarte importante pentru țara noastră. Până în ultima clipă a sperat și a crezut că... De fapt, a fost un pact făcut cu rușii. Incredibil, oameni buni, până unde poate merge ignoranța și obscurantismul? Aceasta este demonstrația clară a faptului că suntem o țară în involuție cronică, unde succesul este garantat pentru tot ceea ce e grețos, cabros și găunos. Coane Senzaționescule, ești mare, mă! Ne demonstrezi în fiecare noapte că nu există sintagma fundul sacului. Nu, nu! Fundul sacului se reinventează pe zi ce trece în Românica. Doamne, dar eu îl văd pe Nicu la Alba Iulia. În Alba Iulia, nu știu ce caută Nicu la Alba Iulia, ce a căutat într-un spital din Alba Iulia. Cei care au fost apropiați, care știu mai multe amănunte, poate vor reuși să deslușească. Bună seara, doamnelor, domnilor și domnișoarelor, sunt Dan Senzaționescu, un direct înregistrat și original, nu ca imitatorii de Mădălin Ionescu sau Răzăru, și iată, avem un caz extraordinar, înainte să vă arăt ratingurile pe care le-am obținut în această seară. Aici vedeți, OTV-ul este cea mai tare televiziune din univers, CNN-ul este umilit, BBC-ul este umilit, ProTV-ul este umilit, Antena 1 nu mai există, Prima TV are unghia în gât. Să vă prezentăm invitații în această seară, arhicunoscuta doamna Marinela, care s-a întors să vorbească cu Nicolae Ceaușescu, cunoscutul dictator. Avem și pe doamna Ildico, cea cu multe fulare, care a venit să ghicească un cuvânt scris. Acum vom stinge lumina, vă rog frumos, ca pentru atmosferă, așa, haideți. Dar și pentru ca factura să fie mai mică la curent, vă rog frumos, stingeți lumina, așa, mulțumesc. Haideți, doamna Ildico, vă rog să ghiciți cuvântul pe care l-am scris aici. Deci, atenție, iată cuvântul. Acum încep. Deci până ghicește doamna Ildico cuvântul, doamna Marinela, intrați în transă, haideți vă rog. Am intrat deja în transă, încă de acasă, că nu-mi găseam cheile de la casă sau în cui.
Și l-ați găsit, doamna? Nu, am rugat o vecină să mă aștepte. Deci acum mă voi concentra foarte tare cât să mă conectez cu Ceaușescu. Păi, adică cum să vă conectați? Deci nu v-ați conectat până acum? Cum vă conectați? Ia spune. Prin wireless, normal. Am avut și Bluetooth, dar mi s-a stricat. Și am renunțat. Deci mă concentrez. Alo? 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 Alo, domnul Ceaușescu? Alo? Rămâneți la locurile voastre. Nu vă mai mișcați că pierd semnalul, tovarăși. Domnul Ceaușescu, mă auziți? Sunt Marinela. Tovarășu, nu domnul Ceaușescu, și tovarășă Marinela, încetați cu legăturile astea oculte și imperialiste, că vă dau pe mâna securității, tovarăș. Vă sunt de la Dan Senzaționescu, tovarășu Ceaușescu, de la Zero TV. Știu de Zero TV, fiindcă tovarășul Senzaționescu îmi trimite mereu aici cadre de nădejde, precum ar fi și tovarășa pionieră Elodia. Senzațional, doar la noi, domnilor și domnilor, vorbim în direct cu Ceaușescu de pe lumea cealaltă, vă rog frumos, aș vrea să vorbim și cu consoarta dumneavoastră, se poate? Haideți, vă rog. Sigur că da, tovarășe UTECI Senzaționescu, că vă știu bine încă de la Caracal, când erați un om serios. Dragă, vină la telefon să vorbești pe lumea cealaltă. Wow, tăticuțule, ce marfă! Hello, cine e acolo? Incredibil, domnule și domnilor, numai dumneavoastră puteți asista în această seară la întâlnirea cu tovarășul Elena Ceaușescu. Dar dumneavoastră nu sunteți Elena Ceaușescu, vă rog frumos, numai dacă ați întâlnirii sau tovarășul președinte, deci cine e domnișoara, vă rog? Cum cine e tovarăș? E consoarta mea, tovarășica Merlin Moreau, că doar nu eram nebun să trăiesc cu baba aialaltă încă o viață. Ura! Tăticuțule, jucăm șeptica? Da, utecista mea mică. Ce mai fac cadrele mele de nădejde, tovarăș? Felix Voiculescu Turnătorul, Vadim Lingăul și capitanul ăla speculant de aparate video, Băsescu. Sunt bine, mersi, dar haideți că mi se termină bateria. La revedere, dragi tovarăș, și transmiteți lui Iliescu, un tovarăș cadru de nădejde, că l-aștept aici, la o ședință de partid, aici, în iar, tovarăș. Gata, am pierdut semnalul. Domnul Senzaționescu, vă trimit factura, da? Desigur. Să vedem acum dacă doamna Ildico ghicește cuvântul. Doamna Ildico! Doamna Ildico! Da, ce s-a întâmplat? Am orbit. Da, prindeți lumina, vă rog. Deci aveți încă fularele, doamna Ildico. Haideți, ați ghicit cuvântul. Uitați cuvântul, doamna Ildico. Da, sigur. Nu. Cuvântul este compostor. Fantastic. Aproape ați ghicit exact cuvântul. Era, de fapt, impostor. Uitați-vă la Zero TV, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Trebuie să-mi iau... Să-mi iau puțin avânt. Sărăcie! Dar lăsați-o face, domnul Dan! Dar ia să vedeți ce se întâmplă până la urmă, domnul Dan! Legătura pe teren la reporterul nostru, Băgărezne Simțeanu. Băgărezne, auzi? Da, am preluat legătura. Iată, mă aflu chiar aici, în locul unde s-a ascuns Nikita câteva momente. Nikita, hai nebună, ieși afară să vorbești cu noi, hai! Nu e sărăcie, lăsați-mă să nasc! Hai, lasă că naști mai târziu, nu? Nu e, domnul Dan, am contracții! Îmi vine să vă apă careva să mă rostogolesc pe autostrada a doi! Ne cerem scuze, e puțin nervoasă, dar nu, adică nu se va întâmpla nimic. Hai nebună, lasă harfele, ieși afară să vorbești cu noi! Ia! Ia! Numai puțin, mamă, că să se calmeze, a avut loc ești tu, sărăcie, cât se poate de normal. Și dacă ești, adu-și mie ceva de mâncare! Cât se poate de frumos. Ia! Ia! Mamă. Sărăcie, mâncare! Mamă, mamă, Godzilla, mă mănâncă! Am predat legătura! Mă mănâncă! Mă mănâncă! Mă și... Mulțumim, trupe jukebox, după... După cum vă așteptați, stăm de vorbă cu o doamnă... Ce? Pardon, cu o balabustă prezentă aici în studioul nostru, Mama Termita. Deci, lângă apusul de soare de la Vrancea, ce mai aveți pe acasă? Păi, am un luceafăr de Eminescu, un dormitor. Aha, mai de noapte așa, și altceva?
De exemplu, un garaj, de exemplu, un garaj, ce aveți? Două bețare din Germania, mâncățuși. Da, doamne, că eu vorbeam de capodopere de astea. Păi și asta ce-ar fi? Cutii de alea de Loganuri, capodopere. Deci vă rog, povestiți-ne ce mai aveți așa, de exemplu, în casă, în living. Da? Ăla pe bărbatul meu, Ion, blestemul pământului, blestemul nemuncii, că vine să-i dau cu baltacul lui Sadoveanu, că... Puf! Bine, de... Deci ce mai aveți? Mai am așa, mai am o baie cu ușă de sticlă ca să mi se vede pupăza din tăi de eu creangă. Vă rog frumos, vorbiți frumos că se uite și copii la televizor. Da, ce frumos vorbesc, că dacă vorbeam urât ziceam ciocănitoare Audi, mâncața, că ai o pictură. Deci am găsit, doamnelor și domnilor, chiar și aici pe internet, pe 9am.ro, uite am aici, doamnelor și domnilor, atenție! Cine i-a tăiat urechea lui Van Gogh? Ia. Da, cine? Dați-i pictura în congelator, să știi. Să se păstreze. Mulțumim, doamna Piranda, prezentă aici la noi la emisiune, să rămână... No. Fetelor, zburătăciți pe aici, pe la noi, prin emisiune. Și urechea lui Van Gogh, cu tot dați? Cu piftie, cu tot. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată, vă oferim un reportaj senzațional, un reportaj de suflet. Intrăm în azilul de bătrâni Micul Muc. Nu știu de ce îi spune așa. În fine, am venit absolut întâmplător să vedem cine le mai aduce ceva bătrânilor. Hai, dragul, dată cu Fordul ăla, că mă filmează ăștia și arăt că înainte de operație, adică ca dracu. Domnișoara Elena, suntem în direct. A venit presa, ce surpriză! Vai, incredibil, ce coincidență! Iată peste cine am dat aici, chiar peste Elena Băsescu. Da. Dar cu ce ocazii printre bătrânii fără adăpost? Păi cine-i prost, domne? Păi da, eu-s prost, domne, da, eu-s prost, pentru că am votat cu PDL-ul și ăștia s-au încărdășit cu ăștia cu PSD-ul la guvernare, domne. Hai, tatai, hai, tatai, nu te mai băga peste oamenii ăștia în discuție, că o să-ți fac imediat o injecție. Uite, nume, are gripa porcină. E, nu, așa e fața mea, hai. Nu, că mă contaminează. Stai și mă, că-i televiziune aici, măi. O să revenim la întrebarea noastră. Dar ce căutați aici? O, bine, unii oameni nu vrea să vorbește cu bătrânii care nu au succesuri de mult. Adică, unii oameni însă vrea să se preocupeze de ei. Deci dumneavoastră vă preocupați? Nu, adică m-a trimis tata. Nu trebuia să spuneți asta, dar tăiem la montaj. Vă rog să ne spuneți ce le-ați adus bătrânilor sărmani. Ce bani, domne, iar bani. E trașmă că-i televiziune aici, iar bani. Taxe, domnule, păi trebuie să-l vând iactul ăla la Monte Carlo să vă achit azilul, domnule, dar nu vă e rușine așa. Moșule, ți-a zis să nu te mai bași peste domni, lasă-o încolo, că nu mai primești pastilele. Păi, uite, Viagra mi-a luat-o și asta e ultima pastilă de ecstasy. Dacă e să mor, să mor fericit. Dacă te bognești, nu mori fericit, mori imediat. Domnișoare, am vrut să ne scuzați, știți, suntem la un azil de bătrâni. Doamna doctor, puteți să aduceți al boșorog, bătrânel simpatic? Imediat, stai un pic să le eutanasiez pe ăsta și vă aduc imediat. Eu vreau injecție, vreau la mol. O să mergi, pentru că injecția asta e exact pentru mol, formol. La mol, deci, da. Deci ce le-ați adus acestor bătrâni cu probleme? Noi le-am adus așa în baloane pe dole, le-am adus tricouri cu bătează epa, le-am adus șerci cu Băsescu. V-am adus altul. Ce simpatic e. Seamănă cu tatăl lui prietenul meu, Rebenciuc, doar că el are vangur la așa, dar de ce stă așa nemișcat? Păi de când l-a păcălit guvernul Bocă, îi mărește pensia și nu i-a mărit-o, a devenit așa apatic, nu știu ce are. Dar nu e adevărat, e simpatic, nu e antipatic deloc. Apatic, nu antipatic, dar mă rog, spuneți cum vreți. Am înțeles că ți-ați adus tricouri, șerpi, banane și un... Am adus scaun electric. Poftim? Hai, scaun electric. Foarte bine. Aș fi vrut o ghilotină, dar e bun și ăsta. N-am știut că vă place moda. Ar fi haios să port așa o rochie de-aia în bambu, o ghilotină, cum spuneți. Aia nu e ghilotină, aia e crinolină. Doamna doctor, vă rog, omorâți-mă. Uite cum m-a fascinat întotdeauna medicina. Tati, la ce se folosește lanterna? L-a luminat fetița lui mama. În curând o să se ardă siguranțele și o să rămânem pentru neric. Mă mir, fata asta e foarte luminată, dar are dese momente
de eclipsă. Tati? Dorele, câți ani trezi voastră astăzi? Astele am luat vreo 8, deci am luat așa, am luat 4 după Ștefan cel Mare așa? De la casa de bilete. Așa? Și am mai luat 2 după Cismitiu. Ăla care mânca o bătrână. A, exact, deci și am mai fost și ăla, da, ăla care s-a sinucis și s-a aruncat după autostrada aia sus, pe data lui Oprescu. Și mai era ăla mic săracu, ăla bolnav, ăla bolnav, ăla bolnav, ăla bolnav, ăla era por de câine, mă, auzi, mă? Da, da, în dulap ăsta ce avem, mă, cutia asta mare, ia ridică un pic capa cu ăsta. Ușor, ușor, da, ce halere, da, chinguri care sunteți, măi, ce halere, nu mai dați, măi! M-ați prins, măi! Băi, că mi-a dat drumul judecătorii! S-o vină avocații mei! Viteșii mei, ușurienii mei! Dați-mi drumul, străților! Nu mai dați, că nu stau eu pentru din amoviți ăștia aici, ai auzit? Cât mă costă să mă eliberați, e? Că nu o să fi, bă, nu mai dă, nu o să fi voi mai scump decât judecătorii de la tribunal. Auzi, frate, și eu vreau să pui la eutanasiere, frate, gata. Normal, mai ai dreptate, normal, că ăsta Vadim ar fi în stare să-i dea de mâncare și ne umple cartierul aceea numai de ciobănești ăștia. Ciobănești de ea, mă. De stâr. Ține mâna aici. Ține să nu ies. Dar închide.